Toată lumea are smartwatch rotund. Poate e bine să-ți iei unul dreptunghiular. Salut și bine ai revenit la gsmnet.ro. Aceasta este cutia în care vine ceasul despre care vorbim astăzi. Smart Bracelet, spun ei. Este un ceas care îți oferă pedometru, monitor cardiac, numărător de calorii ca să știi cât ai ars până în momentul respectiv pe parcursul zilei respective, monitorizare somn, notificări pentru apeluri, măsurarea tensiunii, wow, reminder pentru cei care stau jos și sunt mai sedentari, așa, te anunță din când în când să mai faci un pic de mișcare și alarmă. Da, are și funcție de alarmă. Dăm la o parte cutia. Iată, acesta este manualul de utilizare. Este foarte succint și cred că este foarte bine așa. Și un cablu de încărcare cu atașare magnetică pe spate aici, dacă ne uităm. Are doi pini, da? Foarte ușor se instalează. Gata, el a încărcat. Nu o să stăm acum să-l încărcăm pentru că nu avem de ce. Este un ceas sport cu o curea flexibilă. Mie îmi place foarte mult. Îmi place cum se simte pe mână. Are și un sistem aici care asigură că acest ceas va sta pe mână și nu va zbura. Hai să-l vedem. Așa arată el aprins. Da? Dacă apăsăm acest buton, reaprindem display-ul, ba mai mult, să lăsăm să se stingă. Dacă fac așa, se aprinde singurel. Ne arată data, dacă e conectat la telefon sau nu, bateria și, evident, mare de tot, ora. Dacă apăsăm în continuare, ne arată numărul de pași făcuți în ziua respectivă. Momentan eu nu l-am folosit deloc, deci nu are ce să-mi arate. Distanța parcursă în kilometri, numărul de calorii arse, îmi plac animațiile astea foarte mult. Aici avem, bănuiesc eu, tensiunea, ia să vedem. El acum o măsoară, o să vă arăt mai încolo cu ajutorul LED-urilor de pe spate măsoară, o să vă arăt acele LED-uri. Are și o folie pe ecran pe care, dacă vreți, puteți să o lăsați acolo, dacă nu, puteți să o înlăturați. Protejează ecranul. Ia ceva să măsoare tensiunea. Iată, 12,8. O fi bună, nu o fi bună, nu știu care vă pricepeți, lăsați-mi și mie un comentariu. Acum îmi măsoară pulsul. O să stau cu minte și aștept ce să fac. 69. Sunt destul de cald. Și aici monitorizare somn, nu este cazul, n-am dormit încă pe mine. Aici este o funcție de căutare a telefonului. Când e conectat acest dispozitiv, acest ceas la telefon, când folosești acest ecran, îți bipăie telefonul. Avem și un buton de power, dacă vrem să-l stingem. Ia să vedem cum funcționează, nici nu știu. Cred că trebuie să-l las aici pur și simplu și se stinge el. Ia să vă. Te stingi? Nu. Dar cum merge chestia asta? Așa. Ține apăsat aici? Ok. Foarte puternică vibrația pe care o oferă această brățară. Mie îmi place designul. Ce repede s-a aprins. Wow. Îmi place designul foarte mult. Este foarte simplu. Are un singur buton. Display-ul monocrom te asigură că va consuma foarte puțină baterie. Asta înseamnă că foarte probabil o să țină mai mult decât multe alte ceasuri smart din zilele noastre. Gata, îl stingem. De fapt, nu. Vreau să vă arăt și pe spate cum se aprinde în momentul în care măsurăm tensiunea sau pulsul. Ia să vedem. Da? Deci avem aici două LED-uri care ajută la acest proces. Nu știu dacă la voi se vede cum se vede la mine aici. El pulsează foarte rapid. Un design simplu, elegant, poate fi purtat și cu un sacou, dar poate fi purtat și atunci când mergeți la alergat.
Îl găsiți pe site-ul nostru gsmnet.ro. Vă salut și până data viitoare vă doresc spor la cumpărături.